Există un studiu foarte frumos pe care mi l-a oferit cineva și l-am tradus și eu în limba română și îl spun câteodată când ajung. El pleacă de la întrebarea unui curios care a zis: ce a făcut Dumnezeu înainte să facă lumea? Și a pus întrebarea aceasta fiind într-o școală teologică aici în America. Ce a făcut Dumnezeu înainte să facă lumea? Și profesorul lui, profesor de teologie, mare, bătrân, om, a zis: știi ce a făcut Dumnezeu înainte să facă lumea? Stătea într-un copac și tăia nuiele pentru oameni care o să pună întrebări ca tine. Adică există întrebări și întrebări. Și de la introducerea aceasta, cineva a făcut un studiu în care sunt 7 lucruri, căutați o concordanță și le găsiți și dumneavoastră, pe care Dumnezeu le-a făcut înainte de întemeierea lumii. Noi știm din Biblie ce a făcut Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Unul din lucrurile care le-a făcut înainte de întemeierea lumii este să scrie numele tău. Nu putem noi pricepe lucrul ăsta. Mielul a fost junghiat, vouă a fost dată să cunoașteți înțelepciunea cea tainică pe care o pregătise Dumnezeu pentru voi înainte de întemeierea lumii. Și sunt 7 lucruri care Dumnezeu le-a făcut înainte de întemeierea lumii. Și iertarea lui Dumnezeu este înainte de întemeierea lumii. Și aici intrăm în domeniul care trebuie să ai o minte foarte elastică și imaginație foarte bogată, pentru că Dumnezeu vorbește din eternitate cu niște oameni care trăiesc prizonieri ai timpului. Cu alte cuvinte, noi nu știm ce va fi mâine, poi mâine. Știm ce a fost ieri și bănuim ce se întâmplă astăzi. Dumnezeu cunoaște sfârșitul unui lucru înainte de începutul lui, spune profetul. Și când Dumnezeu vorbește în termenii eternității, ne pierde. Este ca și cum el vorbește franceza cu niște oameni care știe engleză. Și atunci apare discuția asta între predestinare și liber arbitru. Predestinare și liber arbitru. Ce știu Dumnezeu înainte despre noi, ne-a hotărât, putem hotărâ noi, dar dacă pierdem mântuirea, dacă nu pierdem mântuirea. Și vorbim două limbi, pentru că Dumnezeu vorbește eternitatea și noi vorbim spațiu-timp. Cu iertarea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se încurcă decât cu oameni care sunt deja în slavă. Noi locuim deja în locurile? Păi nu se poate, frate Daniel, o să locuim, nu, e o traducere proastă. Nu e proastă, e așa cum este. Noi locuim, pentru că Dumnezeu nu este în să spun și asta, dar și spun cu asta, sper să nu alunecăm spre un teren mai alunecos. Eram la nunta unei rude din Detroit, și la masă stau cu Dana și cu rudele mele, niște nepoți și verișori. Unul dintre ei este doctor, dar are o pasiune extraordinară pentru Dumnezeu, pentru cuvânt, a învățat limba ebraică și greacă numai să poată să citească în original. Și îl interesează lucrurile. Și îmi pune o întrebare, eu știam cine e, îl iubeam și îl respectam în mod deosebit. Și eu tocmai luam o sarma din bridul ăla de acolo și Flavius mă întreabă din partea cealaltă: Daniel, cum e cu predestinarea și liberul arbitru? Și eu am rămas cu sarma în aer. Și am zis: bine, Flavius, n-ai găsit un timp mai bun de întrebat decât când eu sunt cu sarma la buze? Să vorbim de predestinare? Și el zice: da, dau seama că nu e momentul potrivit la o nuntă să vorbim de predestinare. Și mi-a fost rușină, l-am văzut pe el așa de bun simț și se retrage în el însuși și cere iertare. Și am zis: Doamne, trebuie să-i dau lui băiatul ăsta un răspuns, nu pot să-l las așa. Și am zis: Flavius, hai să o facem scurtă și o rezolvăm acum. De ce îmi pui mie întrebarea asta? Pentru că vreau răspuns. Zic, dar de ce nu mergi cu ea direct la sursă? Hai să-i opunem amândoi lui Dumnezeu. Mergem la Dumnezeu și îl întrebăm: Doamne, cum e cu predestinarea asta? Închide ochii, închid și ochii și ne rugăm amândoi. Cu liniște, el s-a rugat, eu m-am rugat. Deschis ochii și am zis: ce ți-a spus Dumnezeu, Flavius? Flavius, eu nu-mi pocăiesc. Zice: nimic. Zic, mie mi-a spus. Serios? Și ce ți-a spus? Eu am spus lui Dumnezeu: Doamne, cum e cu predestinarea asta? Și Dumnezeu mi-a zis: Daniel, ce mă întreb? Predestinare. Ce e aia pre? Dumnezeu m-a întrebat: ce e aia pre?
Pentru că în lumea în care exist eu, în afara timpului și a spațiului, nu există mai înainte și după. Există un etern prezent continuu. Și aia după și pre. Flaviu se uită la mine și un om care a studiat mult și studia mult și I like it, I like it, I think I began to understand, I like it. Când Dumnezeu ne vorbește limba Lui a eternității, vorbește într-o limbă pe care noi nu o înțelegem, dar e plină Biblia de astfel de întâmplări și noi ne poticnim. Un alt exemplu scurt, ca să vedeți cum este cu iertarea. Dumnezeu are de-a face cu niște oameni care se desea proslăviți, ce până atunci la El s-a consumat. Există astea pentru noi, accidente și lucruri prin care trecem, dar El s-a terminat. Suntem acolo sus. Vorbește cu evrei și spune, voi aveți de tată pe diavolul. Evreii jigniți spun, noi avem de tată pe Avram. Domnul Iisus zice, nu-l aveți de tată pe Avram, ați face faptele lui Avram, voi vreți să mă omoriți, așa ceva Avram n-a făcut. Avram nu m-a omorât. Reacția lui Avram față de mine n-a fost aceea de ucigaș. Trebuiau deja să bănuiască că e ceva... Numai că îi spun, de unde știi tu despre Avram? Și Domnul Iisus spune, n-ai nici 30 de ani și spui că ai văzut pe Avram? Și Domnul Iisus le spune, adevărat, adevărat, că vă spun că Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Îi spun, n-ai de nici 30 de ani și l-ai văzut pe Avram și nu înțeleg că nu-i problema că el l-a văzut pe Avram. Noutatea pe care le-o dădea Domnul Iisus e că Avram a văzut ziua lui. Și începe să înțelegem cum de Avram nu s-a întors niciodată în Ur, în Caldeea. Deși Dumnezeu nu i-a dat nicio palmă de pământ din țara Canaanului. A trebuit să cumpere peștera aia pentru mormântarea lui nevastă sa. Dumnezeu i-a arătat tot lanțul profetic, tot planul mesianic și a spus, Avrame, tu ești doar o verigă din o istorie, hai să spun ce va urma după aia, hai să spun după aceea, pe urmă vin pe pământ, eu și i-a spus ziua Domnului, zice, i-am spus-o și Avram s-a bucurat, a văzut-o și s-a bucurat, iar în evrei ne spune, toți cei care vorbesc în felul acesta sunt în căutarea unei alte patrii, că dacă o aveau pe asta în vedere, ar fi avut timp să se întoarcă în țara lor, dar ei n-au vrut să se întoarcă în țara lor. De ce? Pentru că au văzut cetatea care se coboară de la Ierusalim. Și autorul de la evrei spune, Avram a văzut noul Ierusalim! Asta l-a făcut pe Avram să nu se întoarcă niciodată din Avram și să nu spună Dumnezeu m-a mințit. Pentru că Dumnezeu i-a arătat în lanțul acesta despre... Citiți cartea asta și o să vedeți mai mult despre Avram. Este unul dintre oamenii pe care Dumnezeu l-a luat sus și i-a arătat panorama vremurilor și tot planul de mesiani. Avram a zis, sunt onorat, sunt cinstit, Doamne, să mă iei printre aleșii Tăi. Dar pentru că am alunecat puțin și sper să vă fiu de folos dacă cineva a avut probleme de genul acesta, când Dumnezeu vorbește limba Lui, noi nu putem să înțelegem, pentru că El vorbește din eternitate. Tată, vreau ca acolo sunt eu să fie și aceștia. Și Domnul Iisus era în Ioan 17, aici pe pământ, și urma să meargă să fie omorât. Și El spune, unde sunt? Eu sunt. Îi spune lui Nicodim, nimeni nu s-a coborât, v-am vorbit de lucruri de pe pământ, cunoașterea din noi și nu înțelegi nimic. Dar dacă v-am vorbit despre lucruri cerești, nimeni nu s-a suit în cer afară de Fiul Omului care s-a coborât din cer și care este acum. Pentru că El nu poate să fie undeva unde să nu fie. El e omniprezent. El e Dumnezeu, El vorbește limba asta a eternității pe care noi nu putem înțelege. Și spune, corect gramatical, El trebuia să spună Fiul Domnului care va fi în cer. Nu, El nu poate să spună pre-milenist, El nu poate să spună predestinat, El nu poate să spună mai încolo, pentru că la El toate acestea sunt în eternitate, sunt deja rezolvate. Și atunci revin la întrebarea dumneavoastră ca să o
finalizez cumva. Există oameni care cred în predestinare și există oameni care cred în liber arbitru. Cei care cred în predestinare cred că Dumnezeu înainte de eternitate a hotărât fiecărui om un destin anumit, pe unii merg în iad, alții merg în rai, așa că orice ai face tu nu hotărăști. Depinde nu de cine aleargă, de cine dorește, ci de Dumnezeu care se îndură de cine place lui. Și Dumnezeu este asemenea unui regizor care face o piesă, formă îi adună pe actori și zice tu să fii prințesă, tu să fii hoț, tu să fii polițai, tu să fii predicator, tu să fii martir, ea învață textul și pe urmă facem repetiție și pe urmă facem piesă. Se face piesa, marea premieră și predicatorul e foarte bun, prințesa e foarte bună, hoțul e foarte bun, tâharul ăla și-a jucat rolul extraordinar și regizorul spune după premieră, hai să mergem la un restaurant, că fiecare v-a jucat rostul perfect. Asta este în capul unor oameni predestinari. Dumnezeu a dat un rol la fiecare și la sfârșit nu poate să ne judece, că El ne-a dat rolul ăla și păi aia așa, păi așa și asta e situația. Vă place un Dumnezeu ca ăsta? Na, nu prea îmi place. Atunci noi ne hotărâm soarta. Și atunci Dumnezeu este ca un fel de contabil șef care e cu ochii pe oameni și îi vede pe toți și are aici la ureche un creion cu gumă la o parte și vârf la o parte și are numele nostru la fiecare și Daniel Brânzei se pocăiește. Îl punem aici la mântuiți. După care se uite acolo, Daniel Brânzei a făcut ceva între, cu guma, șterge. Și zice, ce să fac? După care Daniel, printr-un concurs de împrejurări, în 4-5 ani sau 4-5 de ani, se pocăiește. Dumnezeu zice, îl spun iarăși, îl șterge. După care iar fac o bobă, iar mă șterge. Ideea asta despre Dumnezeu vă place? Care vă place? Că Dumnezeu este un regizor arbitrar care ne-a dat fiecăruia un... și nimeni nu poate să facă altfel, sau Dumnezeu este un contabil șef și noi avem cheia în mâna noastră și cum ne prinde, ne șterge sau ne scrie, ne șterge sau ne scrie. Vă place un Dumnezeu de ăsta care când te șterge, când te scrie, când te șterge sau te scrie? În contextul acesta, iertarea pe care o dă Dumnezeu, Dumnezeu știe toate lucrurile. E un frate teribil de, nu dau nume acum, de teologi, care a spus... Ați auzit de Spurgeon, vă spun despre Spurgeon, dacă vreți. Există oameni care nu acceptă că Dumnezeu alege un păcătos. Și eu, Spurgeon, mă mir de ce m-a ales pe mine Dumnezeu să fiu un copil al lui. Mă mir. Și a venit un băiat deștept din secolul nostru, de aici din America, care l-a completat pe Spurgeon. Zice, Spurgeon a spus, nu înțeleg cum de Dumnezeu m-a ales. După toate lucrurile care le-am făcut, eu m-a iertat și m-a ales. Zice, eu nu înțeleg cum de m-a ales Dumnezeu care știa toate prostiile care să le fac după aia. Înțelegeți? Cum și-a bătut capul Dumnezeu să se încurce cu un nenorocit ca mine, m-a ales știind câte am făcut și a știut și toate care să le fac de acum înainte și tot m-a ales. Păi harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Sunt două limbi care există în Biblie. Există limba noastră, în spațiu și în timp, ochiul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, urechea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are mână, nu are urechi, nu are ochi. Dumnezeu e Duh. Dar vorbește așa ca să înțelegem noi. Și există lumea, limba cealaltă a lui Dumnezeu, care atunci când vorbește cu noi, ne pierde pe drum. Și trebuie să le acceptăm pe amândouă și să spunem, Doamne, mulțumim că ne-ai dat texte pe care nu le putem înțelege, pentru ca să vedem ce mare ești tu și ce mintuța mea, spune John MacArthur, cum cereți mintuții mele de găină să priceapă mintea lui Dumnezeu? Da, și aminci mergi mai departe. Dumnezeu le rezolvă pe celălalt.